Biserica Romano-Catolică din Moldova a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru susținerea cadrelor medicale aflate în lupta cu pandemia de coronavirus. Banii vor fi alocați personalului de la centrul de triere de la Moldexpo, unde se vor afla pacienții cu suspiciune de infectare. Într-un text publicat pe site-ul diecezei romano-catolice, episcopul Anton Coșa precizează că medicii trebuie să activeze, având la dispoziție tot ce este necesar pentru protecția lor și protejarea vieții bolnavilor. Prima tranșă de 150.000 de lei a fost transmisă instituției beneficiare. Episcopul Anton Coșa a precizat că această perioadă trebuie trăită ca o oportunitate de a face bine. Anterior, Biserica Romano-Catolică a inițiat un program de intervenție pentru săraci și vârstnici.